retro, nostalgia. Salutare din Gheorgheni. Gheorgheni frumos, județul Harghita. Și aici este acest Eggyfest. Eu nu înțeleg nimic, dar toți sunt aici. Înțeleg că sunt totuși o grămadă de evenimente, de la jazz, la teatru, mai ales la dansul popular ungurești, care sunt super, super. Dar cu această ocazie am zis să fac și un video, pentru că avem această clădire. Ia uitați-o ce frumoasă e. Ia, nu știu de ce nu mai vrea să-mi focuseze minunea asta. Și aici avem și un cafe bar și panzio și restaurant. Deci ăsta semnul de restaurant arată fix ca înainte. Și mai avem aici strada Băii Furdo, care e fix ca înainte. Pare că zoom-ul nu vrea. Cât de cât merge. Și uitați structura. Nu știu ce-o fi fost aici, dar arată încântător pentru sufletul meu nostalgic. Bine, mie îmi place foarte mult aici în Secuime, mult, mult de tot. Au super mâncare și acum îmi mai onorează și plăcerile mele retro, nostalgice. Ia uitați, asta fix e ca atunci când eram eu mică. Ca să nu mai zic de ce e aici pe jos. Ia uitați ce frumos. Plus plantele astea. Wow. Este sublim, Gheorgheni. Ia uitați, deschis. Moda este trend. Ia uitați ce frumos, dar nu vreau să tulbur pe cineva. Avem aici și un chioșc de presă ca înainte, dar nu știu de ce nu-mi focusează amărâtul ăsta. Masca merge și așa. Românește, aici nu e chiar pe merge și așa. Mai găsisem câteva, iată și aici, floricelele. Arată de parcă ești undeva prin Austria, într-un orășel micuț și drăguț și cochet. Plus chestii de nostalgie pentru mine. Ia uite acolo, hotel, restaurant, poate o să focuseze, dar nu mai vrea. Gheorgheni. Iată aici ce clădire frumoasă. Vedem ce mai descoper aici. Am tot felul de senzații că o să descoper multe, multe lucruri ca înainte. Ca înainte perioada socialistă, care îmi place mie. Căci perioada asta, bine, și asta e super mișto, dar nu e ceva atât de, nu știu, nișat. E peste tot. Uitați ce biserică frumoasă. Adică printre chestiile astea așa austro-ungare sau, na, mai vechi, de secolul XVIII-XIX, găsim și lucruri ca înainte, de ca înaintele meu, născut 84. Cum ar fi această poartă, care mi amintește din nou de copilărie. Sau, cred că acolo în, wow, sau cum sunt așezate aici covoarele, ia uitați-vă. Bine, același lucru există și în obor. Trebuie să fac un video cu oborul. Cât îl mai, iată, a început ceva aici, cu festivalul ăsta, Eggyfest, sau Eggfest, nu știu dacă îl pronunț bine. Ia uitați ce farmacie cochetă aici. Asta nu e chiar ca înainte, speram la ceva ca înainte, dar nu. E cochet și drăgălaș. Îmi place mult de tot orașul ăsta. Am pierdut și trenul. Am venit cu o ocazie, cum ne-a recomandat unul de la gară. Foarte de treabă oamenii aici. Foarte. Eu nu înțeleg de unde se cultivă conflictul ăsta între români și unguri. Pentru că n-am avut niciodată probleme și vin, na, în zona asta plină cu unguri. La Tușna am fost în tabără prima oară când aveam 13 ani. Mamă, ce bine a fost, ce bine am mâncat. Am mers, ne ducea și la discotecă, ce drăguț era. Și apoi am tot mers. Odată am făcut chiar 1 decembrie, am și un video. L-am făcut la Sfântul Gheorghe, deci nu înțeleg ce,
că sunt răi, că nu, sunt niște oameni foarte serviabili și drăguți și... Uite ce cool arată și asta. Dar acum m-am lăsat purtată de... cum să zic, bucuria mea pentru locul ăsta. Mi-mi plac oamenii ăștia, mult. Nu vreau să am un conținut ideologic sau așa, pur și simplu e o zonă care mi este foarte plăcută din punct de vedere al serviciilor și al mediului. Ia uitați, mezelurile astea Benedec, mamă cât de bune sunt, am luat un salam ciuc și un parizer secuiesc, mamă, bun de tot. Uite aici un pic de ca înainte, rochia asta mi-amintește de Jennifer Lopez în 1999. Tot un pic de retro, dar e un pic de retro mai nișat. Uite acolo mai e așa, se vede în spate de tot aia, că acum arăt cu degetul că zoom-ul nu mai merge și nu vreau să pierd ce am înregistrat, că mie nu-mi place cu cut și alte editări. Nu-mi place să le văd la alții, așa că de ce le-aș face și eu? E un monument, dar nu e un monument vechi. Aici în parc am aici un bloc mai vechi, cred că e în perioada stalinistă, cred. De pe vremea lui Gheorghiu Dej să fie blocul ăsta. Aici din nou, asta este ulița cu, mă, nu știu că zic eu, strada cu mâncare. Wow, cum arată. Îmi place mult Gheorghenul ăsta. Vă recomand să veniți asta dacă n-aveți problemă cu faptul că se vorbește mult în ungurește, dar să știți că efectiv toți oamenii cu care au vorbit vorbesc și română. Poate unii vorbesc cu un accent ciudat sau un pic mai lent, dar toți vorbesc și sunt foarte amabili. Și cred că e a treia sau a patra oară când sunt aici. Da, am fost în timp. Prima oară am fost în 2017, nu, e a treia oară. Și a doua oară am fost în 2020. N-am mai găsit în retro acela. Opa. Dar avem căsuțe, balcoane, wow, cum arată și asta. Betty Florex. Florărie. Totuși trebuia să văd și parcul puțin, să vă arăt și parcul. Să-mi rămână și mie, adică nu doar pentru cei ce mă urmăresc, ci și așa pentru posteritate, pentru că, de exemplu, acum mă uitam pe un video pe care l-am făcut cu băile Chirui, că nu mai țineam minte, acum 2 ani. Atunci, din păcate, nu naram atât de mult, chiar și pentru mine, că memoria, na, începe să-mi joace feste. Am încărcat-o prea mult. Dacă am învățat în 3 ani rusă, am încărcat-o și am mai citit tot felul de alte lucruri și mai uit. Să iau și eu prin parc. Teoretic n-ar trebui să o... Uite, Praid. Am fost și la Praid. Am mai că s-a inundat Praidul. Wow, aici este locul cu jazz. Vai! Acolo vreau, la jazz. Îmi place mult de tot jazzul. Mamă, ce cool arată. Opa, aici vreau să... Și magazinul ăsta discret. Ia uite cum e prins aici cu cizmă. Vai! E așezat așa un pic ca înainte și firma asta de hotel Rubin. Mamă, aici tot felul de bani de ăștia vechi. E, am dat de ceva și exchange. Vai, deci ce drăguț au la Exchange House cu toate minunile astea de bani vechi. Ia uite. Ia uite. 20 de mărci. Țvanțic, 2 ce marc. Wow. Chiar că erau mărci dolari când eram eu mică. Și restaurant. Mamă, ce stare bună era faptul că am văzut o bancnotă de 20 de mărci. Loto Prono. Mamă, sunt așa cochete străduțele astea. Eggy Fest din nou. Sigur o să ascult niște jazz și o să urmăresc niște dansuri ungurești. Îmi plac mult și dansurile lui Brahms. Acolo, mamă. Mult, mult. Dar o stare bună. Agitație ca de festival. Uitați aici, de Mureș. Rubicon, cu... să merg și eu repede. Să nu stea după mine. Wow, și aici e o statuie. Și blocul ăla stalinist. Foarte drăguț aici, tot felul. O să le explorez mai încolo, că nu prea îmi place să fac reclamă.
Și aici avem o statuie cu un papă. Nu? Cochet drăguț, dar suntem în 5 august și aici e un pic cam cald. Pentru zona asta mi se pare super cald. Deci au rămas pomii fără frunze, deci că începe toamna. Încălzirea globală, nu știu ce o fi cu... Dar arată foarte frumos. Mamă, și de acolo o să aude iarăși o muzică. Mă încântă acest Gheorgheni, o să revin, vă recomand și vouă să veniți.